Vă salutăm cu mare drag din satul Răuțal. Mă numesc Ghenadi și reprezint compania Surprize la ușa ta. Astăzi mergem la doamna Nele, de la fica care a hotărât să o surprindă frumoță. Deci să mergem să-i vedem reacția. Bună ziua! Bine v-am găsit! Asta e surpriză! Am venit cu drag, pentru că este o sărbătoare frumoasă în cadrul familiei dumneavoastră, corect? Și o să-mi spuneți dumneavoastră ce sărbătoare. Este o mare sărbătoare, da? Și o mare bucurie. Pentru că în această zi ați adus o comară pe fața pământului, da? Prima fată, după doi băieți. De asta și vă spun că e zi importantă pentru dumneavoastră și astăzi a hotărât să vă surprindă frumos cu câteva daruri frumoase și să vă mulțumească pentru nopțile îndormite și pentru că i-ați dat viață. Păi uitați-vă, asta e un gest frumos, pentru că vă mulțumește pentru tot. Înseamnă că vă mulțumește, are totul. Și dragostea de mamă și dragostea de familie. Așa, îmi permiteți să vă amănez acest buchet de trandafiri, este pentru dumneavoastră. Aici aveți o tortă dulce și gustoasă, care la fel este pentru dumneavoastră. Mami, te iubim, ești îngerașul nostru. Vă rog mult, este pentru dumneavoastră. Atent. Trebuie să vă așteptați ca să educați copii. Și ei vă mulțumesc pentru tot. Și desigur, aici mai aveți un îngeraș. Ia ce am pentru tine. Ia ce ursuleț. O să aibă pipernuțul unde se doarme. Și din partea companiei Surprize la ușa ta aveți această sticluță de șampanie. Este cu mare drag pentru dumneavoastră. Și nu este totul. Pentru că e cel mai frumos. Ce poate fi? Doar cuvintele fiicii dumneavoastră care sunt așternute aici la mine, dacă ne dați voie să dăm citire. 30 octombrie 1997, ziua când ți s-a îndeplinit o dorință, dorința de a fi mamă de fetiță. Îți mulțumesc pentru cel mai frumos cadou numit viața. Mamă, mulțumesc mâinile tale pentru tandețe și grijă, inimii tale pentru dragoste și bunătate. Ochilor pentru privirea dulce și caldă. Vreau să știi că te iubesc, că ești cea mai importantă persoană pentru mine și că te prețuiesc mai mult decât viața. M-ai învățat o mulțime de lucruri interesante și utile. M-ai ajutat să descoper lumea din jurul meu și să înțeleg cum funcționează. Tu ești îngerul meu, grija mea, bucurie și gingășia mea. Să fii mereu sănătoasă și fericită. Îți sunt recunoscătoare pentru toate. Ești cea mai scumpă mămică și bunică. Te iubim mult, te vrem alături acum și încă o viață. Desigur. Nu m-am gândit așa ceva. Sunt cuvinte frumoase care sunt pentru dumneavoastră și emoțiile la fel sunt frumoase acolo din depărtare, doar că nu puteți să le vedeți, dar le simțiți prin compania noastră să vă aducem aceste emoții, aceste cuvinte și aceste daruri care le meritați din plin și aceste mulțumiri. Și aici în cameră lăsați ceva frumos și fiice dumneavoastră. Puteți să o felicitați chiar cu un mesaj frumos. Mariuță, te felicit mult
Îți doresc tot binele din lume, să ai noroc în viață, să știi că mama pe timpul vei fi alături. Și la bine, și la rău. Restul îi spuneți pe telefon. Da. Nu m-am așteptat. Mulțumesc mult. Este roada dumneavoastră din ani, așa că să-i mulțumiți e simplu. Noi vă dorim sănătate, fericire, să știți că aveți oameni dragi care vă iubesc și astăzi hotărât să vă surprindă și am văzut că v-a surprins după emoțiile dumneavoastră și după lacrimile care le ascundeți. Sănătate, fericire, să aveți o gradă plină de nepoți, ca să nu vă fi, să nu vă fie urât. Așa să fie. La mulți ani. Pentru fica dumneavoastră.